it's like a flag for the people to take in the city. Între 8 și 12 euro o pizza. Nu uitați cât de interesant. Foarte frumos. La 22 de euro meniul zilei de la Siena. Piața centrală a orașului Siena. Cât de frumos este aici la Siena. Ce opere de artă. Ce capodoperă. Foarte frumos. Foarte tare. Salutare, oameni frumoși, și bine v-am găsit sau regăsit din Italia, mai precis acum din Siena. Așadar, aventura noastră continuă în Italia, după Padova, după Verona, după Florența, Pisa și San Gimignano. Iată, am ajuns și la Siena. Am lăsat mașina în parcarea de la Santa Caterina, undeva la vreo 600 de metri de piața centrală, de piața Domnului, de aici, de la Siena. 2 euro pe oră parcare, dar măcar este în siguranță. Cam așa arată din parcare clădirile aflate pe vârful dealului aici la Siena. Siena. Uitați cum arată. Am tot venit de undeva de acolo, de jos, din parcare. Siena excelează prin câteva atracții turistice de neratat pentru cei care vin aici. Este într-adevăr un oraș mai puțin turistic, dar are un dom, are o piață centrală, are multe, multe locuri. Inclusiv am văzut aici, are un muzeu al torturii la care poate ajunge și noi dacă reușim. Se pare că am terminat cu urcatul. Și cam așa arată imaginea de aici, de sus, din oraș. Ia să vedem. Haideți să vedem. Ia uitați cum arată, foarte frumos, steagurile acestea. Cineva a murit, da, spune rare, și a și murit cineva aici. Hai să o luăm pe aici. Am parcat în parcarea Santa Caterina, 2 euro pe oră, e foarte accesibilă pentru că au construit un sistem de scări urlante până sus în centru. Piațeta de la Selva. It's like a flag for the people to take in the city. Uitați cât de frumoasă este această biserică. Aceasta este catedrala din Siena sau domul din Siena. A fost ridicată între 1215 și 1263 și are una dintre cele mai fascinante fațade din Italia, construită în stil gotic și romanic, după proiectele lui Giovanni Pisano. La exterior, catedrala este construită din marmură albă și un verde spre negru, culorile Sienei. În 1339 a fost plănuită o extensie a domului care ar fi dublat dimensiunea structurii, dar construcția s-a oprit brusc în 1348, când moartea neagră, adică ciuma, a lovit Siena. A fost una dintre cele mai violente pandemii de ciumă din istoria lumii și a ucis între 30 și 60% din populația Europei. Ulterior însă, după ce au eradicat ciuma, au realizat că noua structură avea diverse erori de construcție. Așa că proiectul nu a mai fost continuat. Și în contrapartidă cu clopotele de la Siena, un artist stradal care chiar cântă frumos. You know you're a little nigga, like a long.
pochetele terase de aici din Siena. Măsuțe simpatice aici în străduțe frumoase din piatră. Clădirile acestea din cărămidă roșie. Iarăși îmi plac foarte mult obloanele acelea. Hello. Și aici un loc, restaurant, pizzeria de lângă dom. Haideți să vedem. Cam acestea sunt prețurile. Hamburger Chianino 15 euro, iar pizza 8, 9, 10, 10, între 8 și 12 euro o pizza. Un punct turistic aici, la Siena, foarte frumos. Uitați, cu de toate aici și cu suveniruri, 56 de euro. Tot felul de portofele. Foarte interesant. Uitați ce suveniruri interesante, frumoase. Avem și o librărie aici. Foarte multe lucruri interesante. E bine că există așa ceva. Acest lucru înseamnă să îți promovezi obiectivele turistice, să-ți promovezi meșteșugurile locale. Ia uitați ce frumos. Ia uitați cât de interesant. Foarte frumos. Buongiorno. Cum așteaptă lumea aici la diferite obiective turistice. E cald, se mai relaxează. Nu înțeleg, nu știu ce reprezintă această lucrare. Ia să vedem, poate scrie ceva. Multe restaurante drăguțe, multe locuri care merită explorate. Un meniu la 22 de euro, meniul zilei aici. Restaurant San Desiderio, în stânga lui restaurantul Enoteca. Multe flori, iarăși terase drăguțe, restaurante, pe aici, pe străzile Sienei. Aici e Muzeul Torturii, am găsit și... Hai să intrăm! Ia uitați ce cranice în muzeu, poate nu știu. E mare oare? Nu știu, întreabă. Cum? Nu-i filmă. Dar de ce, că aici ai lume. Păi și ce faci? Păi ce cranice. Wow! Ia uitați ce minunăție! Turnul acesta, chiasul de la Baragello. Cât de impresionant piața aceasta. Aceasta este de fapt piața centrală a Sienei. Foarte frumoasă. Uitați ce construcție cu turnul acela. Aici se țin și multe spectacole, multe concerte, fiind locul cel mai spațios. Uitați cum e construită, cu cărămizie, cu cărămizile acestea pe jos, suveniruri, gelaterie,
foarte frumos. Palatul public, Palazzo Pubblico. Aici unde de fapt se găsește și administrația locală și primăria. Cât de frumoase sunt acele candelabre cu multe beculețe. Iar arhitectura aceasta care te uimește la fiecare pas. Ce arhitectură! Iarăși marmură. Haideți să vedem cum arată pe aici, pe la interior. Iarăși candelabre, care și altă dată mi-au plăcut foarte mult. Uitați cât de frumos, cât de încântător totul. Sincer, nu știi unde să te uiți mai întâi pe aici, pe la Siena. Peste tot e frumos, oriunde ți-ai aruncat privirea, în stânga, în dreapta, găsești câte ceva care, de care nu ți-ai mai dezlipi ochii. Foarte frumos. E bine totuși că nu sunt foarte mulți turiști. E frumos, e splendid. Sunt imagini care te poartă în trecut, care îți dau o stare sufletească deosebită, care te fac să retrăiești pe viu, cum ar veni, un trecut medieval fantastic, fabulos. Uitați și lupoaica. Patroana Italiei. Aici avem casa de bilete, Muzeul Civic și Santa Maria del Scala, 14 euro, sau Turnul del Mangia. Deci acela pe care l-ați văzut e Turnul del Mangia, foarte înalt, sunt tot felul de bilete. Extraordinar! Atâta artă, atâta istorie, atâta frumusețe, asemenea bijuterii pe care le întâlnești pe metru pătrat, Turnul del Mangia. Uitați ferestrele acestea, încadraturile deosebite și un porumbel fabulos, fabulos. Nu-mi vine să cred cât de frumos este aici la Siena. Nu știu cum au putut sienezii, nu știu cum au putut italienii să construiască asemenea opere de artă, o cultură impresionantă pe care e greu să o prinzi, să o cuprinzi în cuvinte. O cuprindem cât putem în suflete și vă o transmitem și vouă așa cum reușim și noi, așa cum reușesc și eu, puțin câte puțin. De marmură, de piatră și de cărămidă care plachează această piață foarte, foarte mare. În depărtare avem turnul de la catedrala, de la domul din Siena și aici palatul public. Uitați blazoanele, siglele nobililor de altă dată. Haideți să vedem ce este aici. Ia priviți cât de superbă este această fântână din piața centrală din Siena. Apă potabilă aici. Haideți să vedem dacă chiar rece, foarte rece. E tot mai bună într-o zi caniculară ca cea de astăzi. Fântâna aceasta superbă. Cât de frumoasă, ce opere de artă. Ce capodoperă! Uitați și voi, ce minunăție, ce minunăție! Nu pot să mă exprim altfel. Porumbei vin aici să bea apă, cât de frumos, cât de frumos! Superb, superb această fântână! Se aude o arie dintr-o operetă. Flori și rufe, splendid, specific italian, și altă atracție acolo undeva în vale, un alt locaj de cult.
Bine că este răcoare pe aceste străduțe. Mami, nu iese, nu iese? Altă străduță. Via de la Fonte. Ia uitați. Minunat. Uitați ce tunerii. Și acum avem de urcat. Urcăm spre Santa Maria de la Scala. Avem și un Carrefour Express aici în apropierea pieții centrale. Și iarăși lupoaica. Cât de frumoase. Ia uitați și voi cu Toscana, Siena, câmpurile acestea care arată foarte bine aici în zonă. Cât de mult îmi plac clădirile acestea cu steagurile sieneze cu verde, alb și portocaliu. Foarte frumos. Și uitați-vă aici câte flori pe balcon. Cam atât în acest vlog de la Siena. A fost doar o scurtă oprire de 2-3 ore ca să luăm pulsul acestui oraș reprezentativ pentru Toscana, dar și pentru Italia. Într-adevăr, multe, multe atracții, multe clădiri impresionante. Așadar, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un comentariu, să dați like videoclipului meu și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți, dragilor, fiindcă meritați, și haideți la drum, haideți să descoperim locuri cât mai frumoase și, bineînțeles, oameni deosebiți de peste tot. Toate cele bune!